Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Cela ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernise și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău, că spre Tine nădejdea și-a pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Tine zici și limante, păstorul cel bun, arhiepiscopul cel bun, poartă sarcinile tuturor. Și nu sunt puține sarcinile, durerile, necazurile pe care le au oamenii în vremurile noastre. Toți le simt și în mod special Părintele Duhovnicesc le simte și le poartă. Le poartă și se înfățișează în fața lui Dumnezeu cu toate durerile și cu toate necazurile credincioșilor. De fapt, iubiți frați și surori, oarecum, rezumând aceste virtuți pe care păstorul cel bun le pune în lucrare, am spune că el, păstorul cel bun, arhiepiscopul cel bun, este un mic profet, un mic proroc. De ce? Pentru că, pe de-o parte, datorită vieții lui curate, datorită vieții lui sfinte, este în măsură să se prezinte în fața lui Dumnezeu cu toate necazurile, cu toate greutățile, cu toate problemele pe care le-au oameni. În aceste 40 de zile, în mintea multora, în inima celor mai mulți și pe buzele tuturor au fost rostite cuvinte precum: bunul nostru arhiepiscop ne-a părăsit. Suntem mai săraci sau ne-a lăsat Părintele Pimen orfani? Aceste cuvinte sunt firești a fi rostite într-o clipă de plecare a celuia care a fost printre noi multă vreme. În același timp, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, noi nu suntem precum cei care nu au nădejde. Tristețe, da, dar nădejde mai presus de toate, căci Hristos a înviat. Și dacă Hristos a înviat, El s-a făcut început învierii tuturor oamenilor. Și în numele acestei credințe în înviere, știm că în al preasfințitul Pimen este viu. Și este viu, mai viu decât suntem noi, unii în fața altora, acum și cei asemenea nouă. Bine este nouă să fim aici. Bine ar fi fost să fim nu cu acest, în acest, un moment ca acesta, în care să facem parastas pentru un al preasfințitul. Bine ar fi fost să fim peste o lună de zile când el își serba 91 de ani. Dar când s-ar fi împlinit 91 de ani, se împlinesc câteva luni din anii, între ghilimele, veșniciei,
Părintelui Arhiepiscop Pime. Și-l așează rai unde cetele Sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormitul robul Tău odinește, trecându-i toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire întregi strălucit, cu dreaptă credință să o lăsa. Pe n-al preasfințitul Pimen l-am văzut întotdeauna ca un bătrân frumos, un călugăr. Acest lucru înseamnă în limba greacă, tradus în limba română, cuvântul acesta călugăr, un bătrân frumos, un monah autentic. Și cred că înalt preasfințitul părinte Pimen, prin biografia sa spirituală, prin trecerea sa în această lume, a împlinit câte a stat în putință un cuvânt al Sfântului Maxim, Mărturisitorul, care ne spune ce înseamnă să fii monah. Monah adevărat, ne spune Sfântul Maxim, Mărturisitorul, este cel care își desface mintea de lucrurile cele pământești și prin înfrânare, prin dragoste, prin cântare de psalmi, se lipește statornic de Dumnezeu. Eu cred că așa a viețuit în al preasfințitul Pimen, întâiul între monahi, că așa trebuie să fie orice episcop în eparhia sa, întâiul între monahi. Ca cel care nu avea nimic din cele ale sale, inima sa, mintea sa, legate de cele trecătoare, de cele pământești care nu ne împlinesc. Și ne miluiește. Doamne,